aveți acolo? Avem aici două mieri, o miere naturală și o miere falsificată cu glucoză industrială. Se vede aspectul lăptos al acestei mieri comparativ cu mierea naturală, care este o soluție clară. În cazul în care mierea are un adaos de glucoză industrială, fie este falsificată integral, fie parțial, apare acest aspect lăptos și câteodată se formează la baza paharului și un precipitat alb, ceea ce indică prezența glucozei industriale. Acest test de identificare a glucozei industriale se face cu alcool etilic. Când ajung cu borcanul de miere la institut la dumneavoastră, cum vă dați seama dacă mierea pe care am adus-o este naturală sau nu? Trebuie să efectuăm o serie de analize prin care să identificăm agenții de falsificare care se regăsesc în miere atunci când se regăsesc și de asemenea să efectuăm o serie de determinări care să ne arate dacă mierea respectivă este naturală și anume dacă a fost cumva falsificată cu un sirop de zahăr invertit artificial sau dacă a fost falsificată cu glucoză industrială, cu gelatină, cu clei, cu făină de cereale, cu amidon. Pentru aceasta este necesar să determinăm conținutul de hidroximetilfurfurol, care ne arată dacă mierea respectivă a fost falsificată cu sirop de zahăr invertit artificial sau dacă a fost încălzită peste o anumită temperatură, și anume temperatura de 45 de grade, este temperatura indicată pentru lichefierea mierii. În momentul în care mierea este încălzită peste această temperatură, se formează o cantitate mai mare de HMF, adică hidroximetilfurfurol. Acesta este și indicator al faptului că mierea este falsificată cu sirop de zahăr invertit artificial atunci când se regăsește în cantități foarte mari, de ordinul zecilor de miligrame la 100 de grame de miere. Este o miere care a fost încălzită cu mult peste temperatura de 45 de grade. Deci are un HMF undeva în jur de 12 mg la 100 de gram. Valoarea maximă fiind de 4 mg. Deci aproximativ de 3 ori peste valoarea admisă. Cam cât durează tot acest proces? Din momentul în care eu vin cu borcanul de miere, în cât timp aflu că mierea mea este naturală sau nu? În câteva zile, depinde de asemenea de volumul de lucru pe care îl avem la momentul respectiv când veniți cu proba pentru a fi analizat. Au posibilitatea consumatorii să vină la dumneavoastră, la institut, să-și testeze mierea? Sigur că da. Orice doritor poate solicita un examen de laborator. Laboratorul este acreditat RENAR, cu toate competențele necesare unui laborator de identificare a adaosurilor de falsificare, a calității. De asemenea, funcționăm și în cadrul programului național apicol. Una dintre măsuri ca sprijin este tocmai controlul calității produselor supului și altor produse apicole. Și cum ar trebui să procedeze? Consumatorul poate contacta laboratorul la numărul de telefon care apare pe adresa ICD Apicultură, pe site-ul nostru, de asemenea prin e-mailul secretariatului, secretariat@icdapicultura.ro. Care sunt taxele pentru a testa mierea? Un pachet minim de analize din care consumatorul își poate face o imagine completă este în jur de 300 de roni. Care sunt calitățile mierii? De ce să o consumăm? Mierea este un dulce natural. L-am putea încadra ca fiind singurul dulce natural și este un produs prin excelență energetic. Acest produs natural ne asigură 15% din energia zilnică necesară. Sunt 300 de calorii concentrate într-un volum mic, iar pe lângă această energie de care organismul beneficiază fără eforturi suplimentare, de asemenea, ne bucurăm de un aport important de vitamine, minerale și fermenți, enzime, de care organismul are nevoie, indiferent că ne referim la omul sănătos sau la omul bolnav. Cum ne dăm seama dacă o miere pe care noi o cumpărăm din supermarket
Este naturală sau nu? Dacă ne dorim să avem o imagine completă și complexă asupra calității unei probe de miere, ar trebui să apelăm la un laborator specializat și competent în domeniu. Însă dacă suntem nevoiți să facem o alegere neputând apela la un laborator de specialitate, aș menționa câțiva indicatori la care consumatorul ar trebui să fie atent. Și aș menționa culoarea, gustul și mirosul și consistența. La culoare ar trebui să fim foarte atenți dacă întâlnim o miere foarte închisă la culoare, cu tentă de brun roșcat, pentru că aceasta poate fi un indicator al supraîncălzirii, al unui tratament termic excesiv aplicat mierii, dar și aici nu ar trebui să o confundăm cu o miere de mană, spre exemplu, a cărei culoare în mod natural este de brun roșcat. Dar dacă ne vom referi la o miere de salcâm, care prin natura ei este foarte deschisă la culoare, de la incolor la galben deschis, și vom întâlni o miere care ni se spune a fi de salcâm și are o culoare suspectă, maronie, atunci ar trebui să ne punem serioase îndoieli. Dacă facem referire la gust și miros, am spus că este un alt indicator, trebuie să fim atenți dacă acesta lipsește cu desăvârșire. Atunci când deschidem un borcan, capacul borcanului nu ne izbește un miros plăcut floral. Iar consistența variază și aceasta în funcție tot de originea botanică și geografică a zonei de proveniență a mierii. Aceasta variază foarte mult în funcție de conținutul de apă. Dacă ea nu este suficient maturată, iar apicultorul a extras mierea înainte ca ea să fie căpăcită de albine, aceasta va avea un conținut mare de apă, este acea miere foarte fluidă pe care o vedem noi. Dar în același timp poate fi o miere falsificată cu un adaos de apă. Și aici trebuie să facă diferența tot un laborator. Un alt defect al consistenței la o miere mai veche, atunci când se pară în faze, o numim noi, când partea inferioară a recipientului este cristalizată, iar partea superioară are o parte fluidă, unde este un conținut mai mare de apă și pot determina procese fermentative, pentru că cristalizarea determină concentrarea zaharurilor la partea inferioară, iar partea superioară este diluată, fiind un conținut mult mai mare de apă, care determină startul unor procese fermentative de către microorganismele osmofile. Dar mierea care se cristalizează complet în borcan înseamnă că este naturală sau nu? De cele mai multe ori, cristalizarea mierii este o dovadă a calității produsului. Da, mierea naturală cristalizează. Această cristalizare depinde de raportul între principalele zaharuri, monozaharide din miere, glucoza și fructoza. Cu cât glucoza are o prezență mai bogată în sortimentul de miere, cu atât aceasta va cristaliza mai rapid. Și aici aș vrea să dau exemplu mierea de rapiță, care are o cristalizare rapidă, se poate instala cristalizarea în bloc compact în 2 săptămâni de la extracție. Sau de cele mai multe ori apicultorii o întâlnesc și cristalizată în faguri căpăciți a albinelor. Aceasta are și o cristalizare foarte fină, este asemănătoare cu untura, este foarte untoasă și apreciată. A început să fie apreciată și la noi în țară. Dacă ne referim la mierea de salcâm, aceasta cristalizează foarte greu, pentru că este acolo prezent fructoză în cantitate mai mare, ceea ce previne instalarea cristalizării. Există mai multe zvonuri de teste pe care poți să le faci acasă pentru miere. Au vreo relevanță aceste teste? Nu. Trebuie să fie falsul realizat prost și de un necunoscător. Atunci îți poți da seama cu ochiul liber, dar în afară de lucrul acesta poți ridica doar suspiciuni și atâta tot, dar pentru confirmare tot îți trebuie un test de laborator. Cred că trebuie să fim foarte atenți atunci când achiziționăm un borcan de miere să fie însoțit de un buletin de analiză. Producătorul să-și asume că acea miere este verificată din punct de vedere calitativ. Eu aș exclude acest comerț la marginea drumului. Ci aș recomanda, bineînțeles, achiziționarea produselor alimentare din magazine specializate.